După ce în această toamnă a reintrodus carantina, acum Letonia vine cu măsuri drastice în privința parlamentarilor care nu s-au vaccinat anticovid. De la începutul săptămânii viitoare, aleșii care încă nu s-au imunizat nu vor mai avea drept de vot, iar prezența în plen le va fi restricționată. Măsurile au fost susținute inclusiv de cetățenii letoni. Începutul săptămânii viitoare vine cu noi restricții pentru Letonia. Cu una din cele mai mici rate de vaccinare din Uniunea Europeană, de luni parlamentarii care refuză să se imunizeze nu vor mai putea vota, iar prezența acestora în plen va fi condiționată de acest proces. Ba mai mult decât atât, aleșii care nu și-au administrat serul anticovid vor avea parte de penalități salariale. Inițiativa a fost supusă la vot, iar ca urmare, 9 parlamentari au respins decizia. Decizia privind vaccinarea parlamentarilor are parte și de acordul populației. 62% dintre letoni s-au exprimat în favoarea acestui demers. De la debutul pandemiei, peste 237.000 din cei 1,9 milioane de locuitori ai Letoniei au fost depistați cu COVID-19, dintre care 3.646 oameni au decedat.